Pacea Domnului Iisus, harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. Mă numesc Carmen Apahidian, sunt din județul Cluj și vreau să-L mărturisesc pe Domnul cum a lucrat în viața mea în legătură cu semnul stăpânirii. Am avut până acum 3 experiențe, să încep cu prima. Prima experiență a fost în 2016, în Italia, când a trebuit să-mi schimb cartea de identitate. Când am ajuns să îmi fac fotografia, mi-a cerut să-mi dau jos baticul. Și eu am spus pe motive religioase, este lege că pot să-mi țin capul acoperit. Eu sunt fiica lui Dumnezeu și servesc lui Dumnezeu și așa ne spune cuvântul Domnului, că capul trebuie să ne fie acoperit. După care doamna a spus că trebuie să-mi dau baticul jos. Atunci a chemat, nu știu, o colega, directoarea, cine era, a chemat-o și a spus care e problema, că nu vreau să-mi dau jos baticul. Și atunci a spus, da, poate să-și țină baticul pe cap, numai să-și dea ochelarii jos. Deci aceasta a fost prima mea experiență, pentru că trebuie să ne ținem capul acoperit. A doua experiență am avut în 2017, în România, când a trebuit să-mi schimb cartea de identitate română. Același lucru. M-am dus și era o femeie care și ea mi-a spus să-mi dau, când am ajuns să-mi fac fotografia, mi-a spus să-mi dau jos baticul din cap. Eu i-am repetat aceleași lucruri, din care colegul ei, fiind mai înțelept, a spus, da, poate să-și țină baticul, este lege. A doua oară Dumnezeu mi-a dat biruință în acest lucru. Deci luna aceasta, că acum s-a încheiat februarie, am fost să-mi refac pașaportul, din care același lucru l-am pățit. Când am ajuns la fotografie, a spus să îmi dau jos baticul. Din nou a ajuns să cheme directoarea. Deci această domnișoară vorbea și ironic și batjocoritor de data aceasta. Și eu m-am împotrivit. Am spus nu îmi dau baticul jos. Atunci ea a făcut stânga împrejur. De fapt și colega ei a spus că nu, doamnă, trebuie să vă dați jos baticul. Ea a sărit în ajutorul colegei ei. Dar în ajutorul meu, slăvit să fie Domnul, mi-a venit Dumnezeu Tatăl. Această persoană a făcut stânga împrejur, a ieșit pe ușă fără să-mi zică ce face. În spatele ei era o ușă, a ieșit pe ușă. După câteva minute s-a întors. I-a spus la colega că i-a spus directoare și o să vină. Stăm în așteptare. Între timp m-a întrebat că da, ce eu l-am găsit pe Iisus. Eu am spus da și a zis da, unde l-ai găsit? Eu am spus poți să-l găsești și tu pe genunchi. Cu asta eu mă rugam în gând și am cerut lui Dumnezeu, am spus Dumnezeule Tată, eu sunt fiica ta, acum vreau să vă mâna ta la lucru. Tu să lucrezi. Deci, cum te apără Dumnezeu, nu te apără nimeni. Poți să ai toți bodyguardii din lumea aceasta sau să apelezi la nu știu cine, cum te apără Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu, El dă biruința, nimeni altul nu este. În cer și pe pământ, trăiască-i numele Lui Cel Sfânt. A venit directoarea cu un zâmbet pe buze, și s-a uitat direct la mine și mi-a spus da, poate să-și țină baticul, numai să-i se vadă fața și să-și dea ochelarii jos. Eu port ochelari tot timpul, am zis bineînțeles și cu asta i-am mulțumit. A plecat și mi-a făcut fotografia, după care domnișoara a spus din nou ironic, acum mâine dacă vine cineva cu oala în cap trebuie să-i facem fotografie. Colega ei din nou s-a scuzat, a spus că nu știa. Deci Dumnezeu lucrează. Surorilor în general și fraților și toți cei dragi care ascultați,
de Duhul Domnului, în cuvântul Domnului, Dumnezeu în 1 Corinteni 11 cu versetul 5, dimpotrivă orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, ori rasă să se învelească. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Deci, frați și surori, noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. În legătură cu dreptul de a ține capul acoperit, este lege dată în hotărârea guvernului numărul 94 din 26 ianuarie 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 248 din 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, în articolul 6 cu punctul C, unde se vorbește despre fotografii, ne explică că identificarea conturului capului trebuie să fie și ochii să nu fie închiși, după care au completat de HG 978 în 2006 astfel. Prin excepție, fotografia poate fi realizată cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiția ca fața titularului de la baza bărbiei și până la frunte să fie vizibilă în mod clar și fără umbre de lumină. Prevederi similare se găsesc și în legislația altor state europene precum Grecia, Germania, Italia, Marea Britanie. Introducerea pașapoartelor biometrice este necesară pentru a alinia România la sistemul în Uniunea Europeană și în SUA. Deci, pe baza cuvântului și hotărârii care s-a dat o lege și este lege internațională oriunde veți merge, pentru că noi, copiii Domnului, trebuie să umblăm cu Dumnezeu, în general, surorile. Deci, eu m-am pocăit, am făcut legământ cu Dumnezeu, odată pentru totdeauna. M-am renăscut, odată pentru totdeauna, în Biserica Întâia Apostolică a lui Dumnezeu. Și eu umblu cu Dumnezeu, pentru că eu am un singur Dumnezeu. Este un singur Dumnezeu Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și este un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, prin El și în noi. Deci în cuvântul Domnului ne învață: ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere de poruncile Lui. Trebuie să avem plăcere să fim servitoarele Domnului, căci de aceea am făcut acest legământ, să nu uităm că am făcut un legământ și trebuie să avem renașterea, că altfel nu suntem pocăite, suntem păcălite. Cuvântul Domnului ne mai spune să fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Surorilor, cum puteți să spuneți că iubiți pe Dumnezeu când nu stați în ascultare? Mie mi s-a arătat Dumnezeu, Iisus Hristos, mi s-a arătat. Dacă și voi vreți să aveți experiențe cu Dumnezeu, stați în ascultare și Dumnezeu va lucra. Ascultarea face mai mult decât jertfele, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghiciria. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimi. Eu pot să vă spun să renunțăm la ceea ce ne trage în jos, la mândrie, căci căderea îngerului heruvimului
Cel mai mare, Satana, a fost din cauza mândriei. Să nu ne înșelăm și să acceptăm voia Domnului, să ne lăsăm prelucrate și modelate, să ascultăm de șoapta Duhului Sfânt, să facem voia Domnului. Nu stați nepăsătoare în fața unei mântuiri așa de mare, pentru că mai este puțin și mântuirea este aproape, să poată lucra Dumnezeu cu noi, prin noi și în familiile noastre. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, surorilor, fiți înțelepte, stați în ascultare și în împlinire, ca Dumnezeu să poată lucra. Vă mulțumesc și mulțumesc Domnului că am reușit să, și mi-a pus pe inimă să fac această mărturisire. Pe mine, eu am făcut cu legământ cu Dumnezeu acum 6 ani, în 20 ianuarie am împlinit 6 ani. După 6 zile, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. În fața Domnului vă spun că Dumnezeu m-a învățat personal. El m-a călăuzit, El m-a ținut de mână, El m-a crescut. Trăiască în numele Lui Cel Sfânt. Ascultați de șoapta Duhului Sfânt și de Dumnezeu și de cuvântul Domnului, căci dacă nu suntem împlinitoare al cuvântului, putem să avem un cap plin de versete biblice, căci Biblia nu putem să rupem paginile din Biblie și să ținem de versetele care vrem noi, că Dumnezeu e dragoste. Da, Dumnezeu este dragoste, este îndurător și milostiv, dar să nu uităm că este și un foc mistuitor. Noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, să ascultăm, să lăsăm încăpățânarea, mândria, șoapta diavolului și toate lucrurile aceste lumești, să ne apropiem de Dumnezeu și să facem voia Lui. Vă mulțumesc, Domnul, mă rog ca Domnul să lase un duh de ascultare, de dragoste și de împlinire al cuvântului Domnului peste noi și Dumnezeu să lucreze, să prelucreze inimi, să trezească și să lucreze în inimile fiecăruia. Dacă surorile nu cred, să-L pună pe Dumnezeu la încercare, să ceară personal de la Domnul cum trebuie să ne comportăm, cum trebuie să ne îmbrăcăm, cum trebuie să stăm înaintea Domnului, pentru că noi avem nevoie de rugăciune nu numai când mergem în biserică sau când ne rugăm. Îngerii ne recunosc numai după semnul stăpânirii. Deci eu personal, pe mine mă recunosc, mulți îmi spun soră, deci mă recunosc, mă identifică după acest semn. Dacă nu ești cu baticul pe cap sau îmbrăcată cu vincios, cum poate să te identifice? Ce diferență este între noi și lume? Dacă tu ai făcut, soră, un legământ cu Dumnezeu, nu ai renașterea dacă nu te-ai lăsat modelată, nu stai în ascultare, în împlinire, nu umbli cu Dumnezeu. Eu am un singur Dumnezeu pentru că este un singur Dumnezeu căruia îi slujesc. Când nu am fost pocăită, nu știam de lucrurile acestea și nu umblam cu Dumnezeu. Dar acum, că am făcut un legământ cu Dumnezeu, eu umblu cu Dumnezeu, nu mi-e rușine cu Dumnezeu, nu-L las acasă pe Dumnezeu, nu-L las zi și noapte. Eu umblu cu Dumnezeu să se vadă deosebirea, să se vadă, să mă recunoască îngerii și oamenii, să fim plăcuți, cum scrie în Scriptură, plăcuți oamenilor și lui Dumnezeu. Deci, un singur Dumnezeu avem, căruia să-i slujim, nu la doi stăpâni. Eu nu am un Dumnezeu de toată săptămâna de serviciu, de biserică sau așa mai departe. Eu am un singur Dumnezeu care îi slujesc zi și noapte, trăiască-i numele Lui Cel Sfânt. Dacă sunteți într-o problemă și nu aveți capul acoperit, cum să vă salveze Dumnezeu, cum să-și întindă mâna Dumnezeu? Dacă la serviciu aveți o problemă și nu aveți capul acoperit, cum să te ajute Dumnezeu pe motivul acesta a neascultării, a păcatului acesta mare? Poți să-ți pierzi mântuirea, poți să pierzi rugăciunile ca Dumnezeu îl împiedici să lucreze în viața ta, să te salveze, să asculte rugăciunile, să lucreze cu tine și prin tine. Și noaptea, dacă Domnul vine
Vine răpirea, tu rămâi jos din cauza neascultării, nu dați cu piciorul la o mântuire atât de minunată, așa de mare. Harul Domnului Iisus Hristos l-a lăsat, încă mai avem vremuri de îndurare, de întoarcere. În numele Domnului Iisus Hristos, despietriți-vă inimile, puneți dragoste pentru Dumnezeu și pentru voi și pentru cei dragi ai voștri, că prin voi poate lucra Dumnezeu. Scoată suflete la mântuire și să se vadă, să nu îl facem pe Dumnezeu de rușine, să ne aducem ocară numelui Dumnezeului nostru cel mare. Trăiască Domnul, trăiască numele Lui cel Sfânt. Merită Domnul să fie lăudat, onorat și glorificat. Ne-a făcut ființe minunate să fie supuse, să stăm în supunere, în ascultare. Mai bine simpli și smeriți, dar de Dumnezeu iubiți. Trăiască Domnul, trăiască numele Lui cel Sfânt. Să umblăm surorilor, din toată inima vă spun, în smerenie, în ascultare, îmbrăcate cuvincios, nu cu sferturi de măsură, nu cu jumătăți de măsură. Dumnezeu, dacă așa ne cere, noi trebuie să fim supuse și în ascultare. Este un lucru minunat când asculți de Dumnezeu, când îl iubești pe Dumnezeu. Veți simți mâna Lui la lucru, prezența Lui și lăsați-vă călăuzite de Dumnezeu și veți avea promisiunea, viața veșnică, să-i slujiți voi și casa voastră Dumnezeului. Trăiască Domnul! Vă încredințez în brațul Domnului și fiecare să ceară personal de la Domnul, dacă nu este încredințată sau dacă nu a înțeles cuvântul Domnului, să lasă orice duh de mândrie, de încăpățânare, de răzvrătire în numele Lui Iisus, să-L mustre Domnul și să lase un duh de ascultare și de împlinire al cuvântului Domnului Iisus Hristos. Vă las în brațul Domnului Iisus Hristos și mă rog ca Domnul să lase puterea Duhului Sfânt în fiecare să schimbe, să-i modeleze și să le aducă la dreapta credință. Vă mulțumesc, lăudat să fie Tatăl Domnului Iisus Hristos și Duhul Sfânt să fie lăudat, onorat și glorificat. Pace sfântă! Dacă o femeie nu se învălește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învălească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.